Ne va da Dumnezeu orice ne rugăm? Ei bine, nu. Dumnezeu nu ne împlinește dorințele ca peștișorul de aur. Biblia ne spune că trebuie să ne rugăm pentru lucrurile potrivite, în mod potrivit. Lucrurile potrivite nu includ jucării, un telefon mobil sau nota 10 la testele de matematică. În 1 Ioan citim despre încrederea sau îndrăzneala pe care o avem atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Căci dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Expresia cheie este după voia Lui. Trebuie să fim atenți, să nu ne rugăm necorespunzător, fiindcă Dumnezeu vede lucrurile dintr-un punct de vedere mai înalt. Așadar, a cere confort fizic, precum multe ciocolate, înghețată sau bani, nu sunt genul de lucruri pentru care El vrea să ne rugăm. Ar trebui să ne rugăm pentru nevoile noastre, nu pentru dorințele noastre. În rugăciunile noastre trebuie să fim serioși, smeriți și respectuoși. La urma urmei, vorbim cu Creatorul întregului univers. Iar apoi trebuie să fim atenți pentru a vedea cum ne-ar putea răspunde Dumnezeu. Da, am spus ne-ar putea. Uneori, ceea ce credem că este cel mai bun lucru pentru noi, nu este deloc cel mai bun. Doar Dumnezeu știe exact de ce avem nevoie și El răspunde rugăciunilor noastre în felul și la timpul potrivit. Deci, pentru ce ar trebui să ne rugăm? În primul rând ne putem ruga pentru curaj, pentru o credință mai puternică și o mai bună înțelegere a cuvântului Său, Biblia. Ne putem ruga pentru o relație mai puternică cu Dumnezeu și orice alt lucru care ne va face creștini mai buni. În al doilea rând, putem oferi întotdeauna rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu. Pentru ce ești recunoscător? Pentru prietenii tăi, părinții tăi, mâncarea delicioasă, patul în care poți dormi? Poți începe rugăciunea spunând pur și simplu, mulțumesc. A ne ruga pentru alții este o altă idee bună. Efeseni ne spune să fim atenți și să continuăm să ne rugăm pentru tot poporul Domnului. Nu dorim ca oamenii speciali din viața noastră să se descurajeze când Dumnezeu permite experiențe grele pentru a le întări caracterul. Ne putem ruga ca ei să fie puternici și credincioși. Există deci o mulțime de lucruri pentru care ne putem ruga. Este Dumnezeu vreodată prea ocupat pentru a ne asculta rugăciunile? Nici de cum. Unii părinți sau profesori sunt ocupați și ne spun nu acum sau vorbim mai târziu. Dumnezeu este întotdeauna gata să asculte, fie zi sau noapte. Așa că începeți o conversație cu Dumnezeu. Spuneți-i ce vă îngrijorează, pentru ce sunteți recunoscători și rugați-vă pentru cei din viața voastră care ar putea avea o perioadă dificilă. Tu ce îi vei spune lui Dumnezeu în rugăciune astăzi?